Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Neconvențional, o emisiune care astăzi l-are invitat pe Octavian Grigore, nimeni altul decât, știți foarte bine, directorul tehnic al Academiei Petrolul Ploiești. Bună, Tavi, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Emisiunea, știți cu toții, stimați telespectatori, este o emisiune înregistrată. Se știe și mai bine că astăzi Petrolul se reunește undeva în jurul orelor 17, la 18 are primul antrenament. Am reușit să capăt câteva informații despre ceea ce se va întâmpla, faptul că la reunire vor lipsi doi dintre jucătorii atât de îndrăgiți ai Petrolului, mai precis Cevotaru și Sori Diara. Primul, înțelegând că are o chestie legată cu vaccinarea, probabil că se află pe ultimii metri și că mâine va veni la reunirea Petrolului, iar Sori Diara, nesfârșitele probleme de început de an cu vizele și acestea fiind lucruri care se lămuresc foarte repede. Va fi fost prezent la reunire Velisar, cel care a venit de la Gazmetan Mediaș și care probabil va asigura partea stângă, flancul stâng al Petrolului. Nu știu cum va fi posibil, îl lăsăm pe Naie să descopere această dilemă, pentru că acolo este Sițicu, dar probabil că există șansa să-i vedem pe amândoi dacă unul din ei va avansa și tot flancul va fi asigurat și cu Naie, și cu Țicu, și cu Velisar. O să-l întrebăm și pe Tavi ce crede despre această mișcare pe care eu am zis, o s-ar putea să fi și greșit-o. Să vă mai spun că și Mihalache este în afara alăturii Petrolului, fiind împrumutat să joace, așa cum a cerut tânărul fotbalist. Cel mai probabil am înțeles că va merge undeva în zona Reșiței, fiind dorit acolo la CSM Reșița. Ce să vă mai spunem? Că vine un portar care a fost împrumutat, un copil tot al Petrolului, pe la Soda Târgu Mureș, parcă am înțeles, și că ar putea face parte ca a treia soluție la poarta Petrolului. Acestea sunt noutățile cu care Nae Constantin și ceilalți se vor prezenta la întâlnirea cu cei care vor dori să vadă acest lucru astăzi la orele 18, când va fi fost reunirea Petrolului. Iar Tavi, care a fost ultima dată în platoul Neconvenționalului acum un an și jumătate, revine la locul faptei pentru a ne spune mai multe lucruri despre problematica Academiei Petrolul acum la debut de 2022. Îți place ce faci? Noua provocare pe care o ai la Clubul Petrolul? Da, îmi place ce fac, pentru că se bazează pe partea tehnică a modului de a conduce Academia. În ideea în care s-a stabilit grupele Academiei, fotbaliștii care practică fotbal la grupele Academiei să joace cam același stil pe care l-are echipa mare? Da, am avut o discuție cu Nae Constantin, cu Claudiu Tudor, inclusiv cu antrenorii centrului, și vom avea întâlniri mai dese cu staful primei echipe. În aceste întâlniri li se va explica antrenorul de la centru și pe baza antrenamentelor vizionate de către ei, strategia de joc pe care și-o dorește echipa de seniori, iar aceste lucruri trebuie implementate de la nivelul grupelor mici până la cele mari, ca să avem o strategie unitară. În momentul în care un jucător este vizionat, este propus către prima echipă, să nu mai fie nevoie de o perioadă de adaptare a modului de a gândi jocul și de a practica un anumit stil de joc. Deci, practic, el știind ce are de făcut de la și unde să stea în teren și cu cine să colaboreze, da, și așa mai departe. O măsură super corectă, o măsură care duce, din punctul meu de vedere, Petrolul la o dimensiune normală, așa cum citim de ani de zile că se întâmplă la marile academii de fotbal ale Europei. Da. Nimeni nu s-a născut învățat. Preluăm și noi modele importante ale fotbalului internațional.
Vedem că modelul Ajax a prins la Barcelona cu Johan Cruyff, vedem că modelul Atletico Madrid cu Cholo Simeone, vedem modelul Atalanta, vedem modele pe care cresc. Exact, ale unor cluburi importante ale fotbalului internațional și vrem să preluăm ce este mai bun din toate punctele de vedere. Urmând ca probabil într-un an, în doi, în cinci, Petrolul să ajungă echipa care să se alimenteze, adică prima echipă să se alimenteze în cea mai mare măsură din Academie. Sau ăsta e visul. Scopul nostru al Academiei și al celor care lucrăm în Academie și al celor care suntem în administrația clubului este acela de a face o echipă preponderent din jucătorii resurselor locale. Resurselor locale. Care, că vor slavă veni, cerului, exact, au început să confirme. Pe vremea când erai, când jucai tu, când erai tânăr fotbalist, nu prea se punea problema să vină altcineva din afara județului la Petrol. E adevărat. E adevărat datorită faptului că județul Prahova are un potențial sau avea un potențial destul de mare al tinerilor jucători talentați. Acum societatea s-a schimbat. Nu mai avem acele întreprinderi care să sponsorizeze sau să financeze cluburile de fotbal. Au dispărut echipe de tradiție. Nu mai sunt stadioane pe care să le putem folosi și în care să le putem dezvolta o strategie de fotbal. Așa că eu cred că suntem în urmă față de ceea ce au fost acum 20 de ani. Și nici nu se intervine substanțial, nici nu știu de unde să mai vină banii ăștia, pentru că toată lumea vorbește astăzi de bani, inclusiv tinerii, îi văd pe ăștia de 7, 8, 10 ani, primul cuvânt care este pus de părinți, în primul rând, este da cât îi dai sau cât ar trebui să primească. Sau... adică nu se pune problema învățării fotbalului ca un ABC, dar ca o religie. Se pune problema cât va câștiga din treaba asta. Da. Avem modele la nivelul internațional foarte vizionate, modele de urmărit, jucători care câștigă foarte bine și aceste modele au fost preluate de către copii. Dar educația vine de acasă. Părinții cred că mai mult își doresc unii decât copiilor ca acești copii să facă fotbal. Sfatul meu ar fi ca să aducă copiii care sunt interesați. Nu să facă mișcare, ci iubesc fotbalul. Care să le placă, să le placă fenomenul. Fenomenul și să le dea sprijinul necesar. Pentru că asta este foarte important. Dacă nu o faci cu sufletul, o faci de pomană. Banii vor veni în funcție de modul în care copilul învață, progresează, după care se perfecționează și are și șansa să fie sănătos. Da, care este o șansă, în zilele noastre este o șansă uluitoare. Uluitoare, sigur. Spune, mai ai nostalgia vremurilor de odinioară când erai antrenor? Sigur că da, eu sunt antrenor în acte, în sensul în care calificarea mea este de antrenor cu licență pro. Dar ceea ce fac acum, ajutând antrenorii de la centru, este similar unui director tehnic pe academie. Numai că îi incumbă probabil mult mai mult, sau ce să zic? Cu siguranță implică mai multe aspecte, de la a discuta cu antrenorii, a face o strategie de antrenamente, la a urmări echipele, la a vedea anumite caracteristici ale jocului care trebuie îmbunătățite, unde trebuie schimbate, a vedea jucătorii care progresează și îi propune către prima echipă, adică implică un cumul de factori. De factori. Spune-mi, te rog, întrebarea anterioară, deci asta legată cu nostalgiile vremurilor când erai antrenor, m-a dus cu gândul la o iminentă propunere din partea unui club de Liga a doua sau chiar de primă ligă ca să preiei cu arme și bagaje o echipă. În momentul de față, dacă ar fi să se întâmple lucrul ăsta, să primești o astfel de propunere, ai lăsa locul în care ești ducându-te acolo?
E o întrebare destul de grea și e o întrebare pe care eu încă nu mi-am pus-o. Nu mi-am pus-o pentru că sunt implicat în proiectul ăsta de la începutul lui. Sincer, îmi doresc să fac pași împreună cu toți ceea ce care contribuim la acest proiect către prima ligă. Vrem să construim un club puternic, vrem să construim o academie puternică. Mirajul de a antrena rămâne ca orice plăcere, ca un hobby, ca o parte ființă din mine, pentru că mi-a plăcut să antrenez, îmi place să antrenez, dar asta nu înseamnă că nu îmi place și ceea ce fac acum. Este foarte important că sunt prezent în fiecare zi, sunt dedicat, încerc să găsesc soluții împreună cu domnul Liliac, cu președintele clubului și aș vrea să vă spun că este foarte important să știm în acest moment al începutului de an că acest proiect al Academiei este început din 2017, când am preluat grupele de copii de la Petrosport. Este un proiect pe care ni l-am dorit și ni-l dorim să-l facem cât mai performant. Cu sprijinul partenerului finanțator Veolia, care și-a pus amprenta asupra tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, prin finanțare, prin sprijinul pe care ni l-a acordat și prin această cale mulțumesc în primul rând domnului Mihailovici pentru faptul că dânsul ca suporter la echipei Petrolul și-a plecat atenția către grupele de copii ale clubului nostru, către clar, către performanță, către echipa de seniori. Apoi vreau să mulțumesc și celor care lucrează în cadrul clubului, în speță antrenorilor de la Academie, celor din staful medical, celor angrenați, domnului Butufei, domnului Burlacu, care sunt manageri la Academie. Cred că lucrurile sunt canalizate către un făgaș normal. Faptul că am făcut o analiză a ultimilor 3 ani, cu toate că eu sunt director tehnic de un an în Academie, și am văzut progres, este foarte important. La prima echipă sunt din ce în ce mai mulți jucători. Nae Constantin a văzut și își dorește să aducă alături de prima echipă, ca să se antreneze cu prima echipă, un număr de jucători de la nivelul Under 19 plus cei de la Under 17. Avem jucători convocați permanent la nivelul echipelor naționale. Avem jucători împrumutați la nivelul Ligii a doua, la nivelul Ligii a treia. Eu cred că în acest moment putem spune că suntem într-o fază în care clubul începe să producă. Din momentul ăsta? Da. Gândiți-vă că Țicu este exponentul clubului și jucător de echipă națională. Velisar a fost al clubului, revine al clubului. Avem Mihai Constantinescu, avem Bratu, jucători selecționați, convocați. Pârvulescu, chiar dacă nu este produsul nostru, este în cadrul clubului. Avem pe Adrian Nicolae, care este convocat permanent. Boțogan. Acum Boțogan. Mihnea Rădulescu, Dima Albert. Și-a făcut o echipă. Avem jucători, plus la nivelul celor mai mici de Under 15, care, ăsta la altul Ioniță, Mariu, care sunt în vizor echipelor naționale, sunt convocați, știți cum să fac trialul atâta timp când nu există un calendar competițional bine organizat. Anul trecut am avut neșansa cu pandemia ca campionatul se întrerupă, să rămân, adică la nivelul elitelor. Și acolo unde am avut, avem o grupă foarte bună, Under 17, care s-a dus în faza finală, în semifinalele campionatului național.
Se poate afirma în acest moment că Petrolul are un viitor asigurat din punctul ăsta de vedere al Academiei? Îmi doresc foarte mult acest lucru. Îmi doresc ca Petrolul să aibă un viitor, să nu depindă de alte grupări. Uh-huh. Avem jucători care sunt talentați, jucători care trebuie educați, care trebuie ajutați să ajungă la marea performanță. Spune-mi, te rog, starea de ambiguitate din vară, atunci când Veolia și-a retras sprijinul CAP și partener finanțator, a avut repercusiuni la Academie? Da. Pentru că bugetul în sine este diminuat, asigurat de către bugetul clubului. Aha. Nu avem buget separat. Încercăm să depistăm anumiți parteneri special pentru Academie, dar vedeți că sunt nu foarte mulți. Auzi, nici la prima echipă. Pun și o întrebare prostească. N-ar putea de Academie să se ocupe, de exemplu, municipalitatea? Municipalitatea are un club care aparține CSM-ului. Da, nu știu dacă dar are și o echipă fanion a orașului despre care se vorbește la nivel național. Exact. Se vorbește de CSM, se vorbește de Petrolul Ploiești. Eu aș dori din partea primăriei să-și canalizeze prioritățile în construirea unei baze sportive care să poată fi folosită de echipele care își doresc cu adevărat performanță. Pentru că în tot ceea ce vrem noi să construim, trebuie neapărat să avem o bază de terenuri, de sine stătătoare, de sine stătătoare a clubului Petrol. Aici suferim. Inclusiv la tot ceea ce înseamnă criterii de evaluare a Academiei, sunt anumite criterii, se face un punctaj în funcție de dacă clubul are proprietate sau dacă închiriază. Uh-huh. Sau dacă poate deține. Și care sunt puncte serioase. Puncte serioase, de la 2 la 4 puncte sunt puncte serioase. Așa este. Da. Păi da, pentru că din cauza a 4 puncte Petrolul n-a obținut. Sau greșesc? Nu, haideți să vă spun, în ultimii 3 ani de zile, de câte ori Petrolul a fost în lupta pentru promovare, s-au făcut clasificări Academiei, iar noi am fost obligați, ca și club, pe Academie să facem prima dată 60 de puncte, a doua oară 70 de puncte, acum 75 din vară. Uh-huh. Odată cu iminenta promovare. Odată cu iminenta promovare. Bun. Noi avem, ca și Academie, obținute punctaje, am avut obținut punctajul pentru clasificare, inclusiv clubul a obținut licența de a juca în prima ligă. Bun. Deci de 3 ori. Ce s-a întâmplat în vară? De ce nu am făcut din nou o clasificare? Pentru că, așa cum ați spus, prin retragerea partenerului finanțator nu am avut resursele necesare ca să putem să mai adunăm puncte. Asta însemna să facem contracte în continuare cu anumite terenuri, să putem să mai angajăm personal, să putem să mai aducem puncte la Academie. Da. Se vorbește și nu numai pe la colțuri, ci și direct, că Petrolul urmărește în acest moment un teren pe care să își plaseze această Academie. Și că acest teren ar fi undeva la ieșirea din Ploiești, undeva către zona Bucovului acolo. Ar exista această oportunitate? Este un teren al unei persoane, deci este un teren privat. Este un teren care în momentul de față costă bani. Pentru că este mare, este imens, este exact ce trebuie pentru Academie. De unde crezi tu că vor veni banii ăștia? E o întrebare bună care la care mi-e greu să răspund. Am fost identificate mai multe zone în care se poate construi o bază sportivă. Dar în momentul acesta, punctul fierbinte reprezintă partea financiară. Da, cred că mereu a fost chestia. Nu mereu la Petrolul, mereu în viața noastră. Da, da, pentru că chestiile legate de partea bani, financiară. Sigur că da. La Petrolul n-a fost așa. 2-3 ani de zile Petrolul a dus-o bine cu banii.
A zis-o foarte bine cu banii, dar probabil că n-a avut strategia corectă prin care să se ajungă chiar și până aici. Pentru că aici, într-adevăr, este vârful icebergului. Eu aici văd vârful icebergului. Pentru că odată cu promovarea, care sigur venea, n-avea cum să nu vină, ca dovadă că, iată, cu oameni competenți, cu voință multă, cu dinamism, cu plăcere, se poate promova. Există această oportunitate de a promova. Problema era ce făceai dacă promovai cu această oază de liniște pe care s-o aibă Petrolul. Pentru că Petrolul, de pe vremea când erați voi la Crâng, n-a mai avut așa ceva. Petrolul a fost tot timpul cu sacul și cu traista. Exact, exact. Adică eu cred că ar trebui să învățăm din, nu din greșeli în sine, din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Petrolul n-a fost niciodată un club foarte bogat. Un club bogat. Corect. A fost un club care a reușit să-și facă propria identitate, să aducă din centru cât mai mulți jucători. Aduceți-vă aminte că au fost vândute 2 sau 3 echipe. Poate chiar mai multe. Ok, eu am spus... Da. Și la nivel. Și la nivelul primei ligi. Exact. Nu la nivelul ligii a treia. Fotbalul s-a schimbat, societatea s-a schimbat. Societatea acum produce... și consumă foarte mult. Suntem în zona în care cred că ajutorul factorilor locali vis-a-vis de construirea unei baze ar fi ideal. Sunt mai multe puncte prin care Petrolul crește în acel punctaj. Adică staff tehnic, infrastructură și facilități, dar și cel al rezultatelor în sine. Da. Aici au fost practic restanțele în urma cărora Petrolul a fost trasă. S-a considerat practic că nu mai trebuie să facem licențierea Academiei pentru ediția 21-22? Nu. Nu. Gândiți-vă la... A spus o chestie foarte importantă, la rezultate. Se iau rezultatele din ultimii 3 ani. Corect. Noi am avut echipele datorită punctajului obținut în... la nivelul elitelor, dar au fost decât 2. Punctajul se face pe tot calupul de echipe, de echipe ale care clubului. Care Petrolul avea decât 2017. Și anul trecut, exact, anul trecut, prin datorită pandemiei, toate campionatele s-au oprit. Dar asta s-a întâmplat la toată lumea, Tavi. S-a întâmplat la toată lumea, numai că ceilalți au punctat la infrastructură. Poate, adică au punctat în altă parte, nu numai la rezultate. Sigur că acolo da. Unde a făcut tot și Petrolul. Da. Care sunt măsurile care sunt luate pentru asigurarea punctajului necesar pentru chestia asta? Plecând de la infrastructură, am depistat și anumite un anumit sprijin din partea unor primari din zonele limitrofe orașului Ploiești. Adică? Vrem să mergem și să folosim terenurile de la Brazi, de la Popești, de la Compet, în baza unor contracte de închiriere. Deci tot cu lăsare. Da, da. Cu, numai așa putem funcționa, pe bază de chirie. Avem... Cu Vega cum mai sunteți? Suntem bine, avem un contract în derulare cu Vega. La Vega, ca și infrastructură, ne dorim să aducem o instalație de iluminare. Da, că nu se poate numi nocturnă, corect? Da. Și care cu asta punctează. Punctează, depinde de luxii care sunt pe instalație. Dar nouă ne ajută prin faptul că avem copii care învață după amiază și care nu pot veni de dimineață, iar antrenorii, cel puțin pe timp de vară, doresc să facă antrenamentele undeva mai... după ora 19, când se mai duce căldura, când copiii pot veni... Și te ajuți și cu lumina asta. Exact. Care e un lucru și benefic, foarte benefic. Este să nu foarte zic, benefic. Și vreau să te mai întreb dacă în perimetrul 2003-2005, perimetrul ăsta atât de vânat al fotbaliștilor din acest perimetru, spune-mi, te rog, câți junior profesioniști are Academia la acest moment? Cred că are... Academia are mai mult de 20... Mai mult de 20. Da. Mai mult de 20 și cu jucătorii împrumutați, cred că sunt peste 25 de jucători. E bine.
E bine, alte academii de profil, nu vorbesc de amplitudine mega ridicată, vorbesc de cele la medie, așa, nu au așa ceva. Da. Și de aceea se și duc cu propuneri de tot felul pentru a împrumuta și pentru a juca cu astfel de copii. Da, noi avem împrumutați numai la nivelul Ligii a treia, aici la Blăjoi, 7 jucători, avem la Plopeni împrumutați 04, avem împrumutați la Oradea, avem împrumutați la... La Târgu Mureș, am înțeles. Târgu Mureș, da, exact. Bodea. Bodea, da? La Soda. Da. Am avut împrumutați la, pe Bucur, inclusiv la Znagov, în Liga a doua. Acum joacă Bucurie tot joacă, la Plopeni, pe unde? Da, la CSU Plopeni. Da, pornim de aici discuția pentru partea a doua, pentru că acum trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate.